Bună ziua și bun venit tuturor! Mă bucur că suntem așa de mulți prezenți la Roman, la inaugurarea cabinetului parlamentar pe care o să-l folosesc în următorii 4 ani. Sunt înconjurat de prieteni, de colegi. Mă bucur că avem invitați atât de la Iași cât și de la București, Cristi Ghica, secretar general al partidului, Cozet, deputată de Iași, Lucian, deputat de Bacău, Oana, deputat de București, Vișnel Bălan, consilier personal, Paul Bălhuc, de asemenea consilier la cabinetul de aici din Roman. Mă bucur că a venit și Paul de la Borca, mă bucur că este și Radu, om de bază în organizația din Roman și domn profesor care este membru de bază în organizația USR din Roman. Suntem o mână de oameni care mișcăm multe lucruri. Am făcut diferența în ultimele 3 luni în Parlament, gândiți-vă ce o să facem în următorii 4 ani. Vreau ca acest spațiu să fie deschis tuturor celor care sunt interesați să stea de vorbă cu un parlamentar, să pună întrebări parlamentarului și să fie mai mult decât un loc unde parlamentarul ascultă ce au de spus cei care sunt interesați să ia legătura, să fie ca un fel de club al oamenilor care vor să discute politică, a oamenilor care sunt implicați în viața cetății și a celor care nu stau deoparte. Această deschidere pare ușor atipică. Cum de-ați conceput-o așa, spre deosebire de ceea ce se întâmplă la o asemenea ceremonie? Mă bucur că presa este prezentă aici și încă nici nu mi-ați permis să încep ca lumea, pentru că am și o poezie de spus. Vreau ca evenimentul ăsta să ne dezghețe inima și zâmbetul și să dăm deoparte cravata și o situație formală de conferință de presă în jurul unei mese unde 4 oameni stau jos și 50 de oameni stau în picioare și să vorbim mai mult unii cu alții, să ne cunoaștem mai bine, să împărtășim idei și să ascultăm muzică bună. Dacă mai avem și o poezie care este elocventă pentru ce înseamnă USR, care este noutatea cu care venim noi, atunci, într-adevăr, facem lucrurile altfel. Nu-mi plac discursurile politice, vreau doar atât să spun că suntem un spațiu deschis tuturor și asta este mesajul care am vrut să îl dau prin această deschidere de cabinet parlamentar. Îmi displac chestiile extraordinar de formale și vreau foarte multă apropiere între mine și colegii mei, între colegii mei și toți cei care simpatizează cu ideile USR sau sunt membri USR. Cum i-ați convins pe atât de mulți colegi să vină la România? Prin simplu... Iulian. Da. Simt o apropiere foarte mare față de colegii mei și iată, ca urmare, sunt 6 parlamentari, 5 deputați și un senator care au răspuns invitației de a fi astăzi la Roman. Suntem, avantajul unui partid parlamentar mic și a unui grup parlamentar relativ mic este că închegăm relații personale din ce în ce mai profunde. Vă dați seama, noi ne-am creat ca partid și ca grup parlamentar în ultimele 5-6 luni ca partid, în ultimele 3 luni ca grup parlamentar și trebuie să ne cunoaștem foarte bine unii cu alții. Dorința asta de cunoaștere ne face să fim foarte apropiați unii de alții. Dar îi las și pe colegii mei să ia cuvântul și să spună cum se simte la Roman. Atât din vecinătate, atât colegi din județele vecine, cât și colegii de la București. Domnule secretar general? Colegul este secretar. Nu-i nimic, e regulă. E regulă, e mai tinerel, mai frumusel. Pot să accept. Din punctul meu de vedere, cred că e prima oară. Încercam acum asta, mă gândesc în timp ce luați interviul lui Iulian, dar cred că e prima oară când ajung la Roman. Suntem aici alături de Iulian să-l sprijinim. E un om de cred că nu numai din punctul meu de vedere, din punctul tuturor de vedere, un om extraordinar care vrea să facă lucruri, determinat să facă treaba asta și nu pot să-i urez decât mult, mult succes și să-și vadă toate dorințele îndeplinite.
Da? 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 Da?